Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a reglementat procedura de avizare a organizațiilor de management al destinației OMD. Pe lângă o serie de documente, proiectul structurii organizatorice a OMD trebuie să cuprindă cel puțin un post de manager de destinație turistică. În premieră, primii manageri din România vor fi școliți de profesori universitari la filiala ASEDEVA. Profesia de manager de destinație turistică există și este recunoscută în România încă din anul 2018, când a fost adoptată legea privind înființarea organizațiilor de management al destinațiilor turistice. Numai că abia după 4 ani, adică după stabilirea altor reglementări, se fac și cursuri de pregătire în această nouă meserie. Însă cursurile nu pot fi făcute de oricine. Este un post care prevede obligativitatea studiilor superioare și este un curs post-universitar, de aceea nu poate fi organizat decât de către universități. Nu poate fi organizat de celebrele firme de formare profesională care, să zicem, hai, așa, dă un ban și ia un... Da, și e o diplomă la sfârșitul perioadei, nu la sfârșitul cursurilor. Nu, este un curs de nivel post-universitar, nivel ISCED 6, care este post-universitar, dar imediat mai jos decât doctoratul. Deci la nivel foarte ridicat. Da. Durează un curs... Are 28 de credite universitare, deci iată că nu se lucrează pe o simplă hârtiuță pe care o primești. Durează 180 de ore, dintre care 60 de ore de teorie și 120 de ore de practică. Super. Și se întinde pe perioada 6 luni de zile. Excelent, excelent. Nu s-a făcut de către nimeni niciodată și dacă toți suntem la premiere, pot să spun, în premieră se va organiza acest curs începând cu luna ianuarie de către ASE București la DEVA. Deci, primul curs de manager de destinație, de specializare în meserie, în funcția de manager de destinație, de destinație turistică, se va ține în DEVA. În DEVA, organizat de către ASE București în ianuarie, începând cu luna ianuarie 2023. Clasa este deja formată. La cursul de specializare în meseria de manager de destinație turistică, fiind înscriși deja 22 de cursanți din țară.